un fric de-ți vine să te îmbraci mai gros. M-a sunat omul meu, George Bugnici, pe 2-3 telefoane, că știi că noi cu asta ne ocupăm, ca să testăm BMW Serie 8. Acum, lăsând glumele la o parte, BMW Serie 8 este modelul care va înlocui BMW Serie 6. Și în anii 90, atunci când a apărut Serie 8, era văzut ca un model dintr-o altă gamă decât Serie 6. Astăzi îl înlocuiește. Și avem la test varianta M X-Drive 850i. De data aceasta însă 50i nu înseamnă un motor de 5 litri și nici doar 300 de cai putere, ci înseamnă un motor de 4,4 litri V8 cu 530 de cai putere, cu 70 de cai putere mai puțin decât la modelul M5. Și este o mașină care arată spectaculos, care atrage toate privirile de pe stradă, se aude spectaculos, mai mult de afară decât dinăuntru. Și hai să începem întâi prin a vorbi despre design. Ce avem nou aici? Avem o grilă nouă, mai mare, mai lată și mai puțin dreptunghiulară, cu niște accente de aluminiu mat, o grilă închisă activă. Dacă motorul are nevoie de mai mult aer, acele fante se deschid. Îmi plac însă foarte mult farurile, care sunt dreptunghiulare, ca o odă adusă modelului vechi, care evident avea pop-up lights. Acum sunt ilegale, legislația nu mai dă voie producătorilor să scoată astfel de faruri, dar aceste faruri dreptunghiulare nu mai au acele accente, de exemplu, cum vedem pe noul model seria 3 sau pe seria 5, și vin cu tehnologie laser. Adică poți să bați până aproape de capătul celălalt al pădurii fără probleme și să ai vizibilitate foarte bună. Ce mai îmi plac? Mai sunt niște fante aici care chiar funcționează, nu sunt acoperite și evident mașina asta, pentru că este o mașină sport, are o gardă la sol destul de mică și cred că sunt mai puțin de 10 cm acolo și bucata asta de plastic care flambează destul de mult, este flexibilă, evident, și nu o să sufere foarte tare dacă atingi din greșeală vreo bordură. O capotă generoasă, mare, ca un cupe, ca o mașină GT, da? E mai mult spațiu în față, asta este proporția mașinii, și un parbriz destul de mic, unde avem acolo 3 camere și scrie Connected Drive. Mașina asta are tehnologie semi-autonomă și în anumite țări, cum ar fi China, poți să mergi liniștit fără să pui mâinile pe volan. Hai să ne mutăm acum în lateral. Jante pe 19 inci. Evident, există și variante și opțiuni mai mari de jante și poate și mai spectaculoase ca design. Și pentru că vorbim de un model M, avem această siglă mică aici și etrierii de frână în culoarea M albastru. Hai să ne mutăm însă, pentru că nu avem locuri pe spate, pe locul șoferului și să vă arăt un pic din tehnologia de la bord. Până să ajungem să vorbim despre noul iDrive, trebuie să știi că se stă bine la volan, ai o mulțime de poziții în care poți regla scaunul și volanul este reglabil și el electric. Dar vreau să vă arăt o tehnologie foarte tare, căreia BMW îi spune Reversing Assistant. Adică, să zicem că mergi cu mașina asta pe o stradă foarte îngustă și ai foarte multe obstacole de ocolit și după care trebuie să mai faci și dreapta și după care trebuie să mai faci și stânga și tot așa. Mașina ține minte ce ai făcut cu volanul, da? Salvează un fel de jurnal, ca să spun așa, și după aia când ai în marșalier, selectezi de aici Reversing Assistant. L-ai selectat și poți să iei mâna de pe volan, se aprind niște LED-uri aici, pe el, și pur și simplu ridici ușor piciorul de pe frână și mașina o să țină minte exact traseul pe care tu l-ai parcurs, că n-ai vrea să lovești o mașină de 140.000 de euro, zic și eu, și de tehnologia asta te scapă de o grămadă de stres. Deci imaginează-ți ce înseamnă să parchezi pe străduțele alea de pe lângă parcul Herăstrău și mașina a revenit fix în poziția din care am plecat. Bravo BMW, bravo! Dar venim să vedem tehnologia asta și la viteze mai mari și mergând cu fața, dacă înțelegi la ce mă refer. Și acum că tot am ajuns la partea de îndemânare, trebuie să știi că roțile din spate virează și ele, camerele au vizibilitate foarte bună și poți să selectezi de aici, de exemplu, 3D View, adică am o reprezentare grafică a mașinii acolo. Și dacă fac așa cu degetuțele mele, pot să reglez unghiul din care să văd mașina mai bine, din față,
din spate. Zici că sunt un dirijor. Și poți să vezi, de exemplu, uite, în ce poziție sunt roțile. Și hai să întoarcem noi, erau invers. Uite pe ce dai 140.000 de euro, vezi? Îți fură ochii cu tot felul de chestii de-astea, care sunt foarte interesante și utile până la un punct. Gata. Bun, hai să vorbim însă despre noul sistem iDrive. O să pun mașina asta în parc și o să intru în meniul principal. Avem trei ecrane pe care le poți personaliza cum vrei tu. Trebuie să-ți apăsat câteva secunde pe el, apeși pe simbolul ăsta ca să muți, de exemplu, aici. Și am pus muzica aici. Pot să dau delete page dacă vreau să șterg navigația și pot să dau add page și să adaug widget-uri noi. De, cum ar fi, de exemplu, hai să punem ceasul. Techno. Sună bine, techno? Ok. Să mai adăugăm un widget, să fie sport display și încă o pagină, să mai fie weather. Și acum dacă mă duc în home, ia uite, mi-am făcut pagina mea personalizată în care vreau să știu ora și forțele gravitaționale care se răsfrâng asupra mașinii. Adică în cât timp trebuie să ajung undeva și cât de la limită pot să merg ca să ajung în acel loc. Altfel, mai avem niște scurtături aici pe lateral pentru media, comunicații, navigație, car și apps. Moftică că nu există Android Auto și nu există nici Apple CarPlay. Apple CarPlay e ca opțiune, Android Auto încă nu i-au dat drumul, deși ce e ciudat e că poți să deblochezi mașina asta și cu telefonul, dar merge doar cu Android pentru că are NFC. Pe Apple nu poți să folosești NFC-ul decât pentru plăți. Ce să zic, se mișcă foarte bine acest sistem de infotainment, însă pe mine nu mă dă pe spate și parcă mi-e dor un pic de sistemul vechi iDrive. Mi se părea mai intuitiv, dar mai avem o chestie foarte interesantă aici. Set temperature to 22 degrees. Could you try again, please? Set temperature to 22 degrees on passenger side. Could you try again, please? Set temperature to 22 degrees. I set the temperature in the driver's area on 22 degrees Celsius. Hey, Marian. Hello. What can I help you with? Can you change the radio frequency to 102.8? You are listening to the frequency 102.8. Uite, e foarte util și sistemul ăsta de comandă vocală merge foarte bine de îndată ce nu-ți mai îngheață maxilarul de frig și poți să vorbești o engleză cât de cât decentă, dar poți să schimbi, de exemplu, din setările de aici. Settings, general settings, language și poți să zici, de exemplu, personal activation word. Aici poți să spui ce cuvânt vrei tu. S-a făcut glume deja cu hey Mercedes, nu știu ce urmează, hey PSD, hey Dragnea, poți să pui ce vrei tu aici, hey Fornetti, hey Five to Go, hey ce vrei tu poți să pui acolo, nu există limitare, atâta doar că trebuie să fie în accent englezesc. O altă chestie foarte interesantă, acolo în fața șoferului avem un ecran de aproape 11 inch, complet digital, unde turometrul, de exemplu, este invers, ca la Peugeot. E destul de ciudat, dar o să te obișnuiești cu treaba asta, plus că n-ai nevoie să știi care sunt rațiile motorului, pentru că oricum cutia este automată, la fel și vitezometru care merge până la 260 de km pe oră, deși mașina asta este capabilă de mult mai mult, iar deasupra acolo unde scrie M850i există un senzor care vede dacă ești cu ochii la drum în momentul în care lași mașina să conducă, să se conducă singură. O altă chestie interesantă, pe volanul ăsta avem un nou set de butoane, ce n-am mai văzut, de exemplu, la seria 6, și de acum nu există un buton pentru cruise control. Există același buton pentru cruise control și
steering assist. Dar ai acest buton în care poți să schimbi modurile, poți să dezactivezi, de exemplu, steering assist și să lași doar cruise control, cruise controlul adaptiv. Dar dacă apeși pe acest buton, o să ți se aprindă acolo un board că dacă volanul e verde, poți să iei mâinile de pe el și din când în când te va mai avertiza să pui mâna pe volan. În anumite țări, cum spuneam, nu e nevoie să pui mâna pe volan, dar în Europa încă avem această legislație, zic eu, destul de îmbătrânită. Noi comenzi pentru partea de climă și îmi place că e totul foarte bine organizat. Nu există nimic, să zicem, digital aici pentru comenzile principale. De exemplu, pentru setarea temperaturii încă ai niște butoane fizice, la fel și pentru volum. Sistemul iDrive poate fi controlat așadar prin voce, prin touchscreen, dar și prin rotița iDrive care este de data asta îmbrăcată în cristale Swarovski, la fel și schimbătorul de viteză cu un 8 mic iluminat acolo și totul e foarte bine structurat, toate butoanele sunt bine așezate și sunt, tot sistemul e ergonomic în mașina asta, adică ai butoanele pentru climă într-un loc și doar în acel loc, iar partea de tot ce ține de condus, de exemplu pornirea motorului pentru start-stop, pentru senzorii de parcare, pentru cameră și DSC și după aia modurile de condus, sport, confort, EcoPro, Adaptive și Auto Hold sunt pe partea șoferului. Și asta îmi place foarte mult pentru că te poți concentra la drum și până la urmă despre asta este vorba în serie 8, să ai în continuare plăcerea de a conduce fără ca tehnologia să îți stea în cale ca un obstacol. Ah, încă ceva, avem și încărcare wireless, unde poți să pui inclusiv cheia asta cu ecran acolo. Și cheia asta l-a încărcat, evident, cu condiția să nu accelerezi prea mult, pentru că dacă accelerezi, cheia o să iasă din lăcașul ăla și nu o să ți se mai încarce cheia și după aia cheia se descarcă și o să fie mai greu să intri în mașină sau trebuie să o încarci acasă. Da, cam atât despre locul șoferului. În spate nu prea e loc, e loc doar pentru depozitarea, de exemplu, cutiei noastre pe care o folosim pentru dronă, pentru gimbal. Și cam atât, nici măcar tetiere nu există acolo și nu aș vrea să intru în spate. Da, până la urmă, cum spuneam, mașina asta e pentru șofer, cel mult un pasager. Hai să ne uităm și la cum arată mașina din spate. Din spate îmi place cel mai mult cum arată această mașină, adică arată mașina agresivă și parcă împrumută ceva și din trăsăturile unui muscle car. Adică tot plafonul cu această lunetă se îngustează aici spre capacul portbagajului, aripile sunt foarte mult scoase în evidență și atenția asta nu este varianta M8, că acolo să fie un dezmăț total. M850i. Ca să știi ce mașină conduci și ca să știi și ceilalți ce mașină conduci tu și X-Drive. Iar stopurile sunt așa tridimensionale, foarte înguste și foarte lungi, continuă până la aripă cu semnătură LED pe acolo, dar spatele ăsta, doar ce am scos mașina asta de la spălătorie și deja s-a murdărit, bine și noi am exagerat un pic, dar această culoare albastru Barcelona nu prea ține la mizerie, în schimb este o vopsea destul de ieftină pentru o mașină care costă 140.000 de euro, mă bâlbâi când zic prețul ăsta, vopsea a fost undeva la 1.200 de euro. Portbagajul, o surpriză plăcută, pentru că au încăput aici rucsacul meu, rucsacul cu scule pentru filmare. În schimb, spațiul ăsta de încărcare nu e foarte mare. Mai e acolo în spate un rucsac, o cutie de boxe și încă o cutie de boxe Harman Kardon, apropo, acela sistem de sonorizare. Există și pe această mașină, bine, nu forma aia 2.1, ci un sistem de sonorizare făcut de Harman Kardon. Evident, pentru că ai dat 140.000 de euro pe această mașină, nu vrei să pui tu mâna să închizi haionul și ai aici un buton pentru asta. Dar eu zic să începem cu un launch control. Indiferent ce mașină alegi, nu uita de asigurare. Un casco de calitate este singura garanție că orice s-ar întâmpla, vei rămâne mobil. Allianz Țiriac oferă Casco Assist, care are peste 900 de servisuri partenere și alte beneficii pe care le poți descoperi pe site-ul allianzțiriac.ro. Hai să încep prin a vă arăta cheia. E cheia smart cu ecran,
pe care trebuie să faci un swipe up ca să o deblochezi și poți să vezi dacă mașina este încuiată, dacă ai uitat luminile aprinse, sau poți să programezi, de exemplu, când pleci și poți să vezi și autonomia. Noi avem acum 299 de kilometri, prea puțin important pentru că mașina asta încă merge pe benzină. Pe ce benzină? Păi pe benzină 99 de preferință. Motorul este unul de 4,4 litri, V8, 530 de cai putere, 750 Nm cuplu disponibil de pe la vreo 1800 de ture. Și pornim. Vibrează un pic, dar nu sunt vibrații ca la diesel. Pur și simplu se accelerează așa în gol și face cam toată mașina să miște. Și se aude foarte bine. Punem în drive și ca să vă arăt o chestie foarte tare, la mașina asta, de exemplu, virează și roțile pe spate. Tocmai că ea fiind lungă, să fie cât mai manevrabilă în spațiile strâmte. Și în momentul ăsta o să fac o întoarcere aproape în loc, într-un loc foarte strâmt și fără absolut nicio problemă. La viteze mici, roțile din spate virează invers față de cele din față și dacă faci așa un mix slalom, efectiv simți cum virează spatele mașinii. Și simți asta prin scaun, e un sentiment foarte ciudat și cred că dacă faci asta de multe ori unui pasager, s-ar putea să îi se facă rău. În schimb, dacă treci mașina în sport și începi să te dai un pic la ea, caută un pic aderența, dar la viteze mai mari, de exemplu, spatele virează în același sens cu roțile din față, tocmai ca să vireze mai ușor și să o facă mai stabil, scade și roliu. Și efectiv spatele urmează fața mașinii. Nu simți nicio urmă de subvirare și mai ales de supravirare, pentru că vorbim totuși de un BMW. Însă, ce fel de BMW? Este un seria 8, așa îi spune acum, iar seria 8, scopul lui în această minunată lume este să înlocuiască seria 6. Seria 6 o să aibă, să zicem că sub numele de seria 6 o să se vândă cu totul alte mașini. Așadar, seria 8 o să fie gama de mașini coupe în două și în patru uși, mașini mari, GT-uri, mașini de drum lung, confortabile, cu mici valențe sportive. Și numele ăsta de seria 8 vine cu un pic de încărcătură istorică, dar mai ales emoțională, pentru că seria 8, vechiul model care a apărut prin anii 90, și s-a vândut timp de vreo 9 ani, este o mașină care arăta senzațional, arăta diferit de ce făcea BMW atunci, avea acele pop-up headlights, avea acel spate cu stopurile alea dreptunghiulare care arătau a anii 90, iar BMW a investit enorm de mult în acea mașină, peste un miliard de dolari ca să o conceapă. Și pe atunci venea, evident, când spuneai 850i, mașina chiar avea un motor de 5 litri, V12 în schimb, foarte fin, nu știu cum să-i spun, că nu auzeai motorul ăla, adică chiar dacă avea un motor de 5 litri, nu făcea la fel de mult zgomot precum face această mașină, de exemplu. Evident, avea și mai puțin cai putere, vreo 300, iar acum, iată, avem 530 de cai putere, cu 70 mai puțin, de exemplu, decât echivalentul de pe M8. Motorul ăsta răspunde bine, în schimb, are turbine de data asta și de la cea mai mică apăsare a pedalei de accelerație, efectiv, ești împins în scaun și simți abdomenul, așa că trebuie să-l încordezi ca să nu ți se plimbe pe acolo organele interne. Însă, pe cât de spectaculoase sunt cifrele acestei mașini, mie nu mi se pare că este o bestie, nu mi se pare că este o mașină brutală, ci că chiar și cu toată această putere și toată această masă de 1800 de kg, tot este o mașină ușor de controlat. Electronica face totul pentru tine și standard de acum vine și acest X-Drive. Nu mai este doar cu tracțiune spate. X-Drive, nu văd de ce nu l-ai pune în schimb pe o astfel de mașină. Este mult mai ușor, tehnologiile sunt mult mai ușor de implementat în sensul ăsta. Și un X-Drive, tot sistemul ăsta de tracțiune integrală, nu mai valorează atât de mult în kilograme și nu strică din plăcerea de a conduce. Că tot vorbim de plăcerea de a conduce, dacă tot avem drumul ăsta liber și pentru noi și cu limită mare de viteză, hai să facem un launch control. Punem cutia în manual, apăsăm o dată pe Dynamic Traction Control, piciorul până la fund pe frână,
Launch Control Active, mi apare și pe Head-Up Display. 3, 2, 1. Și avem deja 100 de km pe oră. Nici măcar n-a trebuit să fac vreo corectură din volan. Asta face X-Drive, asta face sistemul de control al tracțiunii. Pui piciorul pe pedala de accelerație până la fund, ca pe PlayStation. Și nu trebuie să faci nimic altceva. Mașina asta este, chiar dacă, cum spuneam, nu este o bestie, tot este distractivă la condus. Adică ea face o grămadă de lucruri pentru tine. Direcția, chiar și în modul sport, devine mai tare, dar nu devine artificial de tare, ci simți că face ceva, simți că ești legat de acest volan, de roți. Și îmi place asta, simți când mașina suvirează, simți când există un pic de ruliu în caroserie, când greutatea vine peste botul mașinii și știi ce să faci. În schimb, nu este la fel de distractivă la condus, de exemplu, ca M5, de exemplu, sau ca M4, nici nu are pretențiile alea, ci este pur și simplu un cruiser de drum lung. Este pur și simplu un cruiser de drum lung, cu o rezervă foarte generoasă de putere. Dar evident știe să accelereze și mai tare atunci când apeși pe butonul sport. Da? Suspensia se întărește, direcția se întărește, motorul răspunde mai repede, cutia schimbă mai sus și un pic mai brusc. Dar când nu vrei să facă toate aceste lucruri, pur și simplu apeși pe confort și mașina s-a potolit cu totul. Deja plutește peste de nivelările de pe asfalt și asta îmi place foarte mult, că ai două mașini într-una. Nici măcar motorul nu mai auzi și în momentul ăsta, la viteză constantă de 67 de km pe oră, stă 900 de turații pe minut. Adică, da, merge, ia să vedem cât consumă la viteza asta, de curiozitate, undeva la, hai să activăm cu cruise control, să nu păcălim cumva, consumă undeva la 6%. Deci, uite, poți să fii și econom la, cu mașina asta. Da, suspensia amortizează foarte bine de nivelările mai mari, însă o să auzi din când în când dacă ai vreo groapă, ceva pe care nu o vezi, mai ales pe drumurile astea de iarnă, dar știe să țină mașina stabilă, nu o face la fel de bine ca un M pur, dar, cum spuneam, dacă vrei și altceva de la mașina asta, dacă vrei să meargă mai tare, poate să facă asta fără probleme. Îmi place cutia de viteză, nu mai am ce să-i mai reproșez, parteneriatul ăsta dintre BMW și ZF este foarte profitabil și foarte eficient. Cutia schimbă bine, schimbă când vrei și schimbă și din padele. Însă nu schimbă la fel de bine și la fel de repede ca o cutie de pe un BMW. Dacă vrei oricum un BMW seria 8 cu valențe cu adevărat sportive, te uiți la M8 care o să apară în curând, cel puțin la momentul în care noi testăm această mașină. Altfel n-am ce să-i reproșez, se conduce așa cum te aștepta să se conducă oricare alt BMW și față de seria 6, de exemplu, modelul vechi pe care această mașină înlocuiește, să știi că nu văd diferențe semnificative. În afară de avansul tehnologic, da, noi tehnologii la interior și poate o suspensie un pic mai eficientă și o direcție mai bine calibrată, să știi că mașina asta nu este radical diferit de seria 6. Și poate că ăsta este cel mai mare defect al seriei 8, e că arată excepțional, se conduce bine, dar nu are acel ceva. Mi se pare că nu știu dacă ar trebui să poarte neapărat numele de seria 8. Poate că e și o chestie de nostalgie, da? În momentul ăla eram cu toți niște puși și visam la anumite mașini și iată că BMW vine din nou cu acest seria 8, care de fapt înlocuiește seria 6. Din păcate, aceeași senzație mi-o dă și noul model de Toyota Supra, care nu o să bată niciodată legendarul model, de asta niciodată Nissan GT-R în varianta actuală nu o să bată Skyline-ul din Need for Speed. Cred că e și o chestie de nostalgie și e greu să te obișnuiești că ceva mai nou poate să fie mai bun decât ceva cu care ai crescut atunci când erai copil. Nu știu dacă, cred că înțelegeți ideea la care bat eu. Nu zic că mașina asta este o mașină rea, dar aș fi vrut să vină cu ceva poate mai special. Și de asta aștept BMW M8, că poate atunci o să fiu dat pe spate și că nu o să mai am ce să-i reproșez. Uite că am ajuns și pe o porțiune viranșată.
se conduce exact așa cum te aștepta de la un BMW. Nu există ruliu și în modul confort nici nu simți că ai trecut prin toate virajele alea. Și dacă o treci în modul sport sau sport plus sau sport individual, indiferent de cum ți-ai personalizat mașina, nu o să obții foarte multe tragedii pe acolo, nu o să începi să voirezi invers de volan și așa mai departe. Mașina o să facă exact ceea ce ceri și nu te brutalizează, nu te face să transpiri excesiv. Este e foarte docilă chiar și cu 530 de cai putere. Însă ce mai bine acestei mașini o să-i stea evident la drum lung. Are tehnologie pentru asta, inclusiv tehnologie semi-autonomă. Și acum mi-a venit așa o revelație, că BMW a înlocuit acele cadrane clasice, turometru și vitezometru, cu un ecran complet digital. Și a pus și acolo un senzor pe care l-ați văzut mai devreme, care vede dacă tu ca șofer ești atent la drum și te uiți în față, mai ales când ai modul de conducere semi-autonomă activat. Și senzorul ăla arată exact ca un moț de iPhone. Deci ai iPhone-ul aici, o să-l arăt, care are acest notch pentru Face ID și aici și acolo acel moț care fix asta face, se uită tot după fața ta să vadă că ești atent la drum. O să ajungem imediat și pe un drum mai drept ca să activăm modul de conducere autonomă. În rest, mașina asta vine cu niște tehnologii noi, cum spuneam, un iDrive nou cu care încă încerc să mă împac. Încărcare wireless, încălzire în volan, care îmi place foarte mult, încălzire în scaune, ventilație în scaune și așa mai departe. Mașina asta, cu toate dotările ei, costă 141.000 de euro. Varianta de bază pentru modelul ăsta, seria 850i X-Drive cu M în față, costă 127.000 de euro și mai are niște dotări pe ea de 13.000 de euro. Deci, da, un preț într-o zonă destul de riscantă în care poți băga și alte mașini cel puțin la fel de spectaculoase. Ai putea, de exemplu, să-ți iei două M3, două M2, dacă vrei mai multă distracție, dar dacă vrei un GT Cruiser, în momentul ăsta, asta este cea mai bună mașină pe care BMW o are de oferit. Și peste de nivelări? Fără probleme. Îmi place și noul head-up display, mai mare, mai luminos, chiar și acum cu soare care vine direct din față, încă se vede foarte bine. Altfel, mașina asta nu cred că își propune în mod special să înlocuiască acel vechi seria 8, ci pur și simplu BMW a vrut o rearanjare a nomenclaturii. În acest moment am activat și Lane Assist, cu tot cu cruise control, de acum le iei pe același buton și mai e un buton mode în care poți să setezi dacă să fie activat doar cruise controlul adaptiv. Mașina face corecturi tot timpul, adică sistemul ăsta este activ nu doar dacă ai părăsit banda, ci efectiv va ține mașina pe bandă în permanență și dacă Europa ar da mâine o legislație prin care sistemele autonome de condus sunt libere, mașina asta știe să se conducă singură pe autostradă, de exemplu, la drum lung nu o să mai ai acest stres, evident apar limitări dacă vine și vreo intersecție, vreun sens giratoriu și așa mai departe. Hai să mai scădem un pic viteza, să vedem că poate să ia acest viraj care e destul de strâns, nu, m-a rugat să pun mâna pe volan. La fel, evident, și pentru acest viraj o să îl iau eu cu mâna. Deci deja am ajuns la viteza maximă legală pe această bucată de drum. Seria 8 este o mașină senzațională. Asta ca să închei acest test. Mi-ar fi plăcut să aibă ceva aparte, dar mă aștept ca acel ceva aparte să apară pe BMW M8, pe care sper să avem și noi ocazia să-l testăm. BMW M5 nu am testat, din păcate. Poate mai găsim unul prin țară să facem un review. Dacă ți-a plăcut această mașină, nu uita să lași mai jos în comentariu și spune-mi tu, dacă ai avea 140.000 de euro, ce mașină ți-ai cumpăra dacă te-ai uitat, de exemplu, la BMW serie 8. Numai bine!